Judecătoria Sinaia s-a pronunțat ieri în dosarul în care profesorul Zeleuan Mircea Lascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă după ce o elevă de 13 ani din București a murit în ianuarie 2013 într-o tabără de matematică organizată de asociația MatTain, condusă de profesorul Zeleuan. Potrivit sentinței magistraților prahoveni, profesorul Zăloane este condamnat pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă la un an și șase luni de închisoare. De asemenea, acestuia îi se interzice dreptul de a mai organiza tabere de studiu sau orice astfel de activități similare. În acțiunea civilă, profesorul ar urma să plătească părinților elevei 25.740 de lei cu titlu de despăgubiri materiale și 60.000 de lei cu titlu de daune morale. De asemenea, instanța i-a dispus plata către părinți și a asumei de 10 1950 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de părți. Decizia instanței din Sinaia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Reamintim că eleva olimpică la matematică a murit după ce a căzut de la etajul cabanei în care erau cazați cei 22 de elevi participanți la tabăra de matematică și a rămas inconștient afară în zăpadă timp de mai multe ore, până a fost găsită de un lucrător din zonă. Fata a murit la spitalul din Sinaia după ce medicii s-au chinuit ore în șir să crească temperatura corpului de la 19 grade Celsius cât avea când a fost găsită. Responsabil de producerea tragediei a fost găsit Mircea Lascu, directorul asociației care a organizat tabăra. El este directorul și fondatorul editurii GIL Zalău, specializată și în publicarea multor culegeri de matematică. Este de asemenea o persoană care se implică activ în pregătirea și susținerea elevilor ce participă la olimpiadele de matematică și autorul multor cărți de profil. Până în 1995 a fost profesor de matematică la Colegiul Național Silvania, dar a renunțat la catedră pentru a pune bazele editurii.